Stimați prieteni, bună ziua! Suntem la un nou episod Președintele Răspunde. Sunt multe întrebări, o să-ți permit așa emisiuni când o să intrăm în campanie electorală sau nu, dar vă asigur că noi în fiecare săptămână, așa cum deja am convenit și suntem împreună din luna noiembrie sau decembrie anul trecut, o să continuăm acest format de discuții cu dumneavoastră, inclusiv în campanie electorală. Această săptămână a fost o săptămână plină cu evenimente, ca de obicei. În sfârșit, nu mai este pentru nimeni o întrebare sau o surpriză, va participa Dodon sau nu la alegeri prezidențiale. Cunoașteți că m-am înregistrat, am depus actele pentru a înregistra grupul de inițiativă două zile în urmă. Probabil astăzi, din informația care dispun, astăzi va fi examinat la Comisia Electorală Centrală înregistrarea grupului de inițiativă. Dacă va fi o decizie pozitivă, atunci începem de astăzi, ziua de mâine, colectarea semnăturilor pentru a participa în cursa electorală. Eu cred că agenda pe următoarele săptămâni va fi dictată în mare parte de alegerile prezidențiale. Eu, în pofidă la agenda încărcată la Chișinău, continuu să merg în raioane. Vreau să spun că ieri am fost în 3 raioane la nordul țării. Am avut 17 întrevederi. Sunt cei care întreabă dacă e posibil așa ceva sau nu. E posibil. Ieri am avut 17 întrevederi în raionul Florești, Drochia și Sângerei. E destul de intensiv și nu e atât de simplu să faci 17 întrevederi într-o zi. De aceea, în pofida agendei, noi o să avem posibilitate să discutăm cu dumneavoastră. În formatul acesta o să vedem vinerea sau poate vom face joi, luni, o să decidem în perioada următoare. Noi am decis astăzi să mergem tot online cu emisiunea Președintele Răspunde, în primul rând pentru că sunt multe întrebări de actualitate. Chiar acum are loc ședința Parlamentului, cel peste drum, unde examinează mai multe legi importante și dacă va apărea ceva noutăți pe parcurs, colegi, dacă se întâmplă ceva în Parlament extraordinar, îmi spuneți ca să comentez în direct. Mergem pe formula ca de obicei. În primul rând răspund la câteva întrebări. Sunt vreo 7-8 întrebări de la mass media, după care o să răspund la întrebările care vin live de la dumneavoastră, stimați prieteni, care ne urmăriți acum. Apropo, știu că data trecută apărea o întrebare dacă suntem live sau nu. Cineva spunea că suntem în înregistrare care a fost lansată anterior. Suntem live, prieteni, deci puteți să verificați. Dați întrebări și noi le răspundem. Luați cele mai interesante, colegi, luați cele mai interesante și cele mai dure întrebări. Haideți așa, cele mai provocatoare întrebări mi le puneți. Vă încurajez să dați întrebări provocatoare și colegii să le selectați pe cele mai provocatoare pentru a răspunde la ele. Începem, deci, așa. În TV Moldova, domnule președinte, cu ce mesaj mergeți în alegerile prezidențiale? Liderii opoziției își construiesc strategia reieșind din lozinca jos Dodon. Nu, eu cred că nu e nimic nou la ei. Ei, în afară de jos, alte idei nu au. Vedeți că marea majoritate a concurenților electorali, marea majoritate a oponenților mei, și de pe stânga și de pe dreapta, care se consideră de stânga, merg cu mesajul împotriva președintelui Dodon. Eu cred că este o tactică greșită, pentru că cetățenii așteaptă soluții. Oamenii s-au săturat de dat jos pe cineva. Oamenii vor să vadă ce propune fiecare concurent electoral, fiecare candidat la funcția de președinte, ce va face. Nu e ca voi, stimați oponenți, dați jos pe Dodon. Dar ce faci să doze? Iar căutați pe cine să mai dați jos? Noi ne axăm cu totul pe alte lucruri. Am lansat deja câteva mesaje importante că vă face tot posibil ca țara să aibă în continuare un președinte responsabil, care să fie alături de oameni. Oamenii asta așteaptă. Iar că ieri când am mers într-o localitate care intră în comună Pepeni, din Sângerei, Romanul că se numește. Sunt câteva case, oamenii ce mă plângeau când am văzut președintele viu, adică nu la televizor. Apropo, mulți spun că în realitate sunt diferit decât ceea ce e la televizor. Nu știu, voi vă faceți, mă faceți mai mare pe camerele astea voastre. Dar oamenii foarte mult s-au bucurat. Chiar important să vadă președintele în față. Vor să fie președintele alături de lor, de ei. Nu interesează jos, nu-și interesează apa, de exemplu, în Romană. Nu-și interesează drumul, interesează grădinița, acolo nu pot duce copiii până în centrul satului pe peni la grădiniță și multe alte lucruri. Deci eu nu vă mai axa pe mesaje contra cuiva. Potriva Mai Sandu, alții, categoric nu. Eu o să comentez atunci când va fi cazul, dar toate aberațiile nu o să le comentez, pentru că o să fie multe aberații în această campanie electorală.
Eu o să vin cu propuneri și soluții cum să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor. Eu vreau să construim împreună o Moldovă unde vrei să trăiești. Мы должны построить Молдову, где хочется жить. Что-то entre tot absolut, începând de la corupție, lupta cu corupția, justiție, apă, canalizare, salarii și așa mai departe. Eu cu acest program o să vin. Da, platforma electorală practic este pregătită. Cel mai probabil va fi lansată în atunci când voi merge cu înregistrarea, vor fi câțiva piloni importanți, să vedem 8, 10, dar o să ne axăm pe ceea ce așteaptă oamenilor, pe așteptările oamenilor. Dar oamenii, încă o dată vă spun, nu așteaptă să dăm jos pe cineva. Oamenii așteaptă soluții. Oamenii vor să trăiască mai bine. Info prin eu. Aș vrea suspenda, Igor Dodon, atribuțiile de președinte odată cu înregistrarea în cursa electorală. Anterior au existat mai multe voci care au spus că în momentul în care șeful statului nu este obligat de legislație electorală să facă acest lucru, s-ar crea o situație inechitabilă în raport cu alți concurenți electorali. În primul rând, legislația Republicii Moldova nu obligă președintele țării, prim-ministru, speakerul, să suspende activitatea atunci când este în proces electoral. Dați de-amă, cineva vrea ca eu să suspend activitatea funcției de președinte. În general, ceva nou tot timpul găsesc pentru Dodon. Niciun președinte de țară până acum nu a fost obligat să iasă din partid. Obligațiunea sau restricția să nu fie membru de partid a fost pentru președintele Dodon. Niciun președinte de țară nu s-a suspendat în perioada de campanie electorală. Acum voi vreți ca președintele Dodon să suspende în perioada electorală. Tot timpul nu va ajunge ceva la concurența asta electorală. O să vedem. Decizia o să o luăm la sfârșitul lunii. Încă o dată, legislația nu obligă președintele să suspende din funcția de președinte pe perioada electorală. Dar, la sigur, indiferent de decizie, noi nu vom utiliza resursul administrativ. Aceasta înseamnă că nu vom merge în calitate de președinte a țării la întrevederi electorale, vom utiliza cumva statutul. Decizia vom lua la sfârșitul acestei luni. Primul Moldova. Maia Sandu declară că în cazul în care ajunge președinte, nu va înainta pe Igor Dodon la funcția de prim-ministru, chiar dacă acesta va fi propus de majoritatea parlamentară și gata să meargă la demisie. Ce aveți de spus în acest sens? Eu mai văzut jurăminte de astea. Doamna Maia Sandu să jura pe Biblie, sau, dar de fapt Biblia nu știu dacă o recunoaște, să jura în luna februarie-ianuarie anul trecut că nu face coaliție nici cu Dodon, nici cu democrații, și să fie așa fidelă și așa mai departe. Și Maia Grigoriana, ce ai făcut? Anul trecut ai semnat două acorduri de coaliție cu Dodon și cu socialiști. Un acord de coaliție în luna iunie, puteți spuneți că acela a fost dictat din prejurări pentru că trebuie să-l dăm pe jos Plahotniuc, ok, bine. Dar încă un acord de coaliție l-ați semnat în luna septembrie. Pot să vă dau, eu le-am copiile la toate. Tare principiați sunteți voi. Nu mai faceți pe Ileana Cosenzană. Și lăsați poveștile astea cu zmii. Dacă o să fie necesar, și eu v-am spus dat trecută, dar o să fie necesar, o să trebuie să ne așezăm și să discutăm. Nu o să aveți. Dar pe cine o să înaintați dumneavoastră la funcția de prim-ministru? Pe cine? Pe Usatăi? Pe Șor? Pe Candu? Pe cine? Sau dumneavoastră credeți că aveți șansă să luați majoritatea parlamentară? În vecii vecilor. Lucrul ăsta nu va fi. Și nu o să știți lucrul ăsta. Deci fiți mai pragmatici, mai realiști. Nu faceți declarații de dragul declarațiilor, pentru că alegerile trec. Vâltoarea este electorală peste o lună jumate se finalizează, dar noi trebuie să mergem înainte, țara să o mișcăm înainte. Eu niciodată nu am spus că nu o să facem coaliție cu cei de pe dreapta. Niciodată nu am spus. O să trebuiască să facem. Și ne așezăm și o să discutăm dacă va fi necesar. Probabilitatea că socialiștii să aibă majoritatea și Dodon să fie președinte e mai mare decât voi să aveți majoritatea și Maia Sandu să fie președinte. Atunci pentru ce toate declarațiile acestea? Pentru că atunci când vă duceți într-un sat sau într-un oraș unde sunt alegători, spuneți chiar că noi suntem așa principiali. Unde a fost principialitatea dumneavoastră anul trecut? Și unde e principialitatea dumneavoastră acum? Pentru că încă o întrebare, aici partea a doua întrebări, că Maia Sandu negociază cu Pavel Filip pentru a obține susținerea în turul 2. Interesantă chestie. Până acum Pavel Filip, dumneavoastră spuneți anul trecut că familia exportă nu știu ce acolo, că sunt răi, că trebuie pus la pușcărie, nu știu. Și acum ne-au deodată zbuni. Adică când vă trebuie zbuni, când nu vă trebuie să răi. Și cu
chestia asta așa principială în activitatea noastră. Și oamenii lucrul ăsta văd. De ce? Un lucru important în legătură cu aceste întrebări. În primul rând, nu veți avea posibilitatea să propuneți pe nimeni la funcția de prim-ministru. O să vedem realitatea. Trebuie să vă gândiți foarte bine ce o să se întâmple după data de 1 noiembrie sau după data de 15 noiembrie. Și după cum am menționat de mai multe ori, lăsați ușa deschisă pentru discuții. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, declarațiile acestea și continuați să isterizați opinia publică, oamenii, nu este deloc bine. Eu am discuții cu mai mulți parteneri externi, inclusiv din Occident, care spun foarte clar. Noi înțelegem, domn Dodon, că dumneavoastră aveți cea mai mare șansă să învingeți. Noi înțelegem că, indiferent de ce s-a întâmplat, dumneavoastră rămâneți liderul cu cea mai mare încredere din partea populației și aveți un bazin electoral foarte mare. Și fără socialiști și fără liderul neformal al socialiștilor, actualul președinte Dodon, va fi foarte dificil de creat majorități parlamentare, guverne în următoarele jumătate de anul, an, 2-3. De ce? Nu vă grăbiți. Și mă refer nu doar la Maia Sandu, la toți oponenții. Nu vă grăbiți cu astfel de declarații. Am mai văzut acuși, o să mai comentez pe unul care spune că o să fug din Moldova, cum a fugit Nănașul. Nu vă grăbiți cu astfel de declarații. Pentru că nimic nu se uită, nicto ne zăbăt, nișto ne zăbăt. Și pe urmă, nu voi, dar alegătorii voștri să întrebe, de cine a fost așa principal? Și stupid o să arăt, nu Dodon, dar o să arătați dumneavoastră, când o să veniți, o să dați mâna, o să arătați drapelul, că o să trebuia să vă numim într-o funcție sau altă, într-o eventuală coaliție. Unimedia, ce buget electoral planificați și de unde vor fi luați banii? Cu cât veți contribui personal, în condițiile în care sunteți candidat independent, nu beneficiază de contări de la buget și în cazul candidaților ce sunt membri de partid sau PSRM va contribui. În primul rând, după cum am menționat, noi vrem să facem această campanie electorală să fie una foarte modestă. Eu am organizat din 2009 încoace, chiar am numărat, mi se pare că vreo 14 sau 15 campanii electorale am petrecut. Eu personal fiind șef a staff-ului, candidat la diferite etape și așa mai departe. Noi considerăm că este amoral și cinic din partea politicienilor să arunce bani și la dreapta și la stânga în plină pandemie de coronavirus și atunci când se ieșite și oamenii n-au ce mânca. Și am văzut că ați împânzit deja și Maia Sandu și Năstasă și toți țara cu panouri publicitare. Ne criticați anul trecut când, sau Anțărs când erau alegeri. Că ia, că ce domn pune panouri. Dar voi ce puneți panouri? Cât costă un panou de asta? Cumpărați măcar de banii ăștia cât ați împânzit țara cu panouri de sute de mii de lei, cumpărați măști ceva, dar ajutați oamenii. Dar voi puneți panouri publicitare, credeți că o să vă ajut? Și cu mesajul care o să vă fure, nu știu, cine o să vă fure ceva? De aceea, va fi foarte modest. Noi nu vom avea panouri publicitare. Noi vom avea un ziar sau două care va fi repartizat de către echipa noastră și cu care voi merge eu la întrevederile electorale. Vor fi câteva spoturi care, în mare parte, nu vor fi la televiziune, pentru că eu am văzut că prețurile, chiar am rugat colegii, mi-au dat prețurile, unii canale TV au pus prețul 1000 de euro minutul sau 30 secunde. Voi ce sunteți? Cel mai probabil nici spoturi la TV, cel puțin mare parte a campaniei, poate la sfârșit câteva zile. Nu vom plasa. Pentru că lucrul ăsta e corect. Și noi nu avem nevoie. Oamenii știu ce propunem noi, oamenii știu ce am făcut și știu ce vrem să facem mai departe. În ceea ce ține de cine PSRM va contribui, PSRM nu poate contribui. Pentru că eu vreau încă o dată să repet ceea ce am menționat parcursul acestei săptămâni, eu sunt un candidat independent. Nu sunt candidatul al vreunui partid politic. Da, evident că Partidul Socialiștilor mă va susține. Dar Partidul Socialiștilor nu va fi concurent electoral, așa cum va fi PAS, DA și alții. Partidul Socialiștilor va susține candidatul independent, Igor Dodon. Poate vor fi și alte partide care vor susține. Dar partidele nu pot să susține financiar campania electorală a candidatului independent. Sputnik Moldova. Există riscul, întrebare, există riscul anulării sau amânării alegerilor prezidențiale din cauza creșterii numărilor de COVID? Nu este planificată interzicerea răspândirii de materiale electorale pe stradă pentru a limita infectări cu coronavirus.
Stimați jurnaliști de la Sputnik, eu am menționat de mai multe ori că nu-mi doresc și sper foarte mult că alegerile nu vor fi amânate pentru anul viitor. Sunt alegeri în mai multe state. Adică mi se pare că sunt alegeri locale în România, sunt alegeri prezidențiale în Statele Unite ale Americii. Și peste tot situația nu este simplă. Dar de unde știm noi că dacă le amânăm pentru începutul anului viitor, la începutul anului viitor situația o să fie mai bună? Categoric nu. Deci am menționat și reiterez încă o dată. Eu nu voi ieși cu propuneri de amânare alegerilor. Și această decizie nu vine de la președintele ei. Această decizie o ia Parlamentul cu 51 de voturi dacă se instituie starea de urgență. De aceea sper foarte mult că alegerile vor avea loc așa cum este planificat pe data de 1 noiembrie și practic eu sunt sigur că așa și va fi. Accent TV. Игорь Николаевич, сегодня много версий и слухов о роли жителей Приднестровья в президентских выборах. Почему так происходит? Вы сами каким видите их участие в голосовании? Ну, смотрите, что происходит. Наши уважаемые оппоненты с правого политического поля относятся к гражданам Молдовы, которые думают не как они, как к врагам. Вообще-то это нацистская риторика. Если ты не думаешь, как мы, значит, ты враг. Значит, тебя нужно уничтожить. Нужно запретить голосование. Если бы они могли, они бы запретили гагаузам, русским, всем, да, все, что были только в Унире, кроме меня. С одной стороны, они говорят об европейских ценностях. Они говорят о том, что Молдова – правое государство, демократическое. А в демократии нужно выслушивать мнение всех. И правых, и левых, потому что это все граждане Республики Молдова. И в Приднестровье тоже граждане Республики Молдова. И когда я вижу некоторые месседжи, некоторые призывы запретить голосование, устроить какие-то там блокпосты из комбатантов, некоторые примары, мэры от правых партий отказываются открыть избирательные участки для голосования жителей Приднестровья. Я хочу, во-первых, вас предупредить, что это уголовное дело. Когда создают препятствия для выражения, свободного выражения голоса на выборах. А почему так относится? Потому что, я уже говорил, если не свой, то этот враг. Так что в этом случае мы как должны относиться к тем, которые голосуют против нас? Запретить там голосование в некоторых районах, где больше голосуют за вас. Или запретить голосование где-то за рубежом, где больше голосуют за вас. Мы никогда это не делали и не будем делать. Потому что мы в самом деле ценим демократию по сравнению с вами. А вам до лампочки. У вас всегда были двойные стандарты, уважаемые коллеги и оппоненты с правого фланга. И всегда это было. К сожалению, некоторые западные ваши партнеры и наши партнеры это поощряют. Я помню, когда мы хотели поменять в июле избирательный кодекс и пришли в парламент, ну ЦИК пришел, Центральная избирательная комиссия, прошли первое чтение. Как вы начали кричать, подняли шум, волну, начали жаловаться послам, послам вышли на нас, пожалуйста, не принимайте, потому что будут вопросы. И мы не приняли. Сейчас вы опять кричите, принимайте срочно. Тот же кодекс, те же изменения. Поэтому оставьте двойные стандарты в сторону. Я считаю, что все граждане Республики Молдова, неважно, где они находятся, в Италии, в России, либо на территории Республики Молдова на левом берегу Приднестровья, они должны иметь право участвовать в избирательной кампании. Вообще, в идеале, на будущее, я буду на это настаивать. В течение вот второго мандата президентства я буду настаивать на том, чтобы мы перешли на электронное голосование. Потому что гражданин Республики Молдова, неважно, где он находится, он должен иметь возможность. Сейчас технологии такие, что могут позволить минимизировать риски, чтобы он вошел в сеть, проголосовал, неважно, где он находится. Это будет правильно. Нужно дать право голоса гражданам везде. И в Италии, и на Северном полюсе, и на Южном, и в Америке, и так далее. Публика ТВ. Кумкометаз декларация депутат Лупас Сергей Литвиненко, корешциник социалисти и фронте Кудумневастра, сепрегете сафраудези алейджерли президенциали, при фальсификаре четлур нереалистрали преалабери от пентудискивира сексу депутаре им федерация Руса. Литвиненко анусат, кавади пуни асты здесь септембре, плынджери пеналы прокуратуры, принкаре севачери, северивче легалитати, честор акцион.
În primul rând, în ceea ce ține de falsificare, nimeni nu are niciun interes, am menționat de mai multe ori, să falsifice. Cine strigă despre falsificare? Cei care înțeleg că vor pierde. Adică PAS înțelege că va pierde cel mai probabil aceste alegeri. Eu nu vreau să fiu Nostradamus, să vă dau câteva pronosticuri, dar am menționat la o emisiune recentă, eu cred că diferența va fi de peste 100.000 de voturi între mine și Maia Sandu, care va fi în funcție de numărul de votanți care vor ieși la vot. Cel mai probabil vor fi mai puțin, că în anul 2016 atunci a fost 1.500.000, acum ar putea să fie 1.200.000, 1.100.000, pentru că e pandemie, vor participa mai puțin. Diferența va fi minimum de 100 și ceva de mii. Va fi aproape 10%. Falsificarea pe noi nu ne interesează. Da, noi dorim ca să fie secții de vot și în est și în vest. Toți 10 ani cât ați fost dumneavoastră la guvernare, ați deschis 80 de secții de votare în Europa și 5 sau 6, 10 maxim în Federația Rusă. În Federația Rusă se găsesc mai mulți cetățenii Republicii Moldova decât în toate țările UE luate împreună. Noi trebuie să dăm dreptul la toți să participe. Și în est și în vest. Și eu cred că în acest an trebuie deschis mai multe secții de votare în Federația Rusă. La să fie tot atâtea în Italia, în Germania, peste tot. Cu toate că acolo nu sunt mai mulți cetățeni în Republicii Moldova, mulți s-au întors acasă. Și nu știi acolo dacă va fi atât de simplu deschis pentru că e COVID. Dar la sigur, în Federația Rusă trebuie deschise mai multe secții de votare. În ce ține depunerea plângerilor la procuratură, dar în fiecare zi depun plângeri. Dar ei în fiecare zi se jăluie. Eu chiar, dacă sincer, nu invidiez pe procuror general procuratură, dar mi se pare că el a spus la o emisiune recent că 50% din timp procurorii se ocupă cu cleauzele care scris de deputați unii pe alții. Deci nu aveți ce face. Da, depuneți, ăsta e dreptul dumneavoastră. Dreptul dumneavoastră. Dar asta o faceți în fiecare zi. РТР Молдова. Президент анонсировал на прошлой неделе телефонный разговор с Красносельским. Был ли разговор? Если да, то о чем договорились? Ну, во-первых, разговор еще не был. Возможно, будет сегодня, во второй половине дня. Потому что первая половина дня, ну, открою секрет, первой половине дня я записывал мое обращение на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, потому что будет в формате онлайн, мы должны были сегодня-завтра отправить обращение. Оно уже есть, оно будет показано 22-23 сентября на пленарном заседании ООН. Поэтому во втором половине дня, надеюсь, поговорим. Конечно, я буду настаивать о том, чтобы побыстрее вернулись к свободному передвижению граждан Республики Молдова слева на правый берег и наоборот. Против Рекишного Кунаштец, чей сентенция примит хостур шеф СИС Василий Ботнар. Гиста Кузасик, Дневаса Цинфлуенца Дичизия Инстанции, Карила Сапи Ботнари Н. Либертати. Кун комментация чест лукруш, кун комментация факту, ка часто сентенция тотал секрет. La acest subiect sunt trei surse media cu exact aceeași întrebare, plus minus, formulirea diferită, Newsmaker, citați-le voi și tovdele turinskih și tak dalej, Jurnal TV, domnul Don, cu tak, ilegală din Turcia, CEDO și mai departe. Haideți să dăm un răspuns pentru toți trei. În primul rând, eu nu mă implic și nu m-am implicat și nu am decât să mă implic în justiția din Republica Moldova. Eu am menționat de mai multe ori. Timpurile lui Plahotniuc s-au dus și nu vor mai reveni. Procuror general nu ascultă de indicațiile policienilor. Și eu vreau să mulțumesc pentru acest lucru. Știți, unii, chiar din partidele de guvernare, chiar de la socialiști, dar recent, când am avut discuții la fracțiune și mai departe, spun, ia că procurorul ce nu-i pune la pușcărie, nu știu pe cine. Ia că dacă când era antipul Plahotniuc, dacă spune, dacă era antipul Plahotniuc, când unde am ajuns de la pușcărie? Deputații, nu știu ce spun. I-am spus, asta e diferența, că nu suntem în timpul Plahotniuc. Și asta e bine, că nu suntem în timpul Plahotniuc. Da, poate unora le incomod procurorul general, inclusiv din cei care se află la guvernare. Mă refer la cei care sunt deputați, cinovnici și așa mai departe, pentru că vor să miște mai repede. Dar eu sunt absolut de acord cu poziția care a luat-o domnul Stoianoglu. El a spus foarte clar. Eu nu mă implic în politică, nici de partea voastră, nici de partea voastră. Și eu cred că noi, în sfârșit, avem un procuror cu verticalitate, care știe ce face. Nu-l interesează absolut deloc politică. El nu trebuie să placă cuiva. El nu este nevastă pentru a fi dată la măritat sau mire pentru a fi însurat. El este procuror general. El nu trebuie să placă la nimeni. Nici la guvernare, nici la opoziție. El trebuie să-și facă lucrul său. Și el și-l face.
În ce ține de acest dosar cu Botner, cu acești profesori din Turcia, în primul rând, haideți să punctăm câteva lucruri importante. În primul rând, s-a confirmat ceea ce am spus în 2018, că președintele statului și instituția prezidențială nu au fost implicate în acele fără de lege. Fapt confirmat de deputații din blocul acum, în luna august-septembrie, am trecut când au fost făcute investigațiile parlamentare. 1. 2. Eu consider că acesta a fost o greșeală din partea autorităților sau conducerii țării, nu președintele, dar guvernului, parlamentul, cei care controlau puterea în Republica Moldova la acea etapă. 3. În ce țin de actul de justiție, că am văzut că unii spun de ce este secret și așa mai departe. Decizia o ia nu președintele și nu se implică în lucrurile astea. Probabil acolo sunt niște detalii care țin de securitatea statului sau de secret de stat și instanța de judecată a luat decizia că trebuie să fie aceste sentințe în felul ăsta. Și ultima, în ceea ce ține de întoarcerea prejudiciului și condamnarea. Eu cred că faptul că a fost întorse toate cheltuielile suportate de stat este un lucru bun. Pentru că banii s-au întors la buget și mi se pare că acolo e vorba de 2-3 milioane de lei. Și este un lucru bun. Banii, 2-3 milioane de lei, înapoi în buget de stat care noi am cheltuit la CEDO, pentru avion și așa mai departe. În ceea ce ține dacă trebuia mai sever sau nu, nu președintele trebuie să expună. Procurorul și instanța de judecată. Adevărul ro. Cum comentați declarația lui Candu că Igor Dodon nu doarme nopțile cu gândul că dacă pierde legile, s-ar putea să fie nevoit să plece din țară pentru toate ilegalitățile și abuzurile pe care le-a făcut. Băi, Adrian. Multe declarații făcute în timpul ăsta. Eu câteodată sunt de acord cu deputații noștri, că mai repede clarificat cu încălcările care au fost. Eu mi-aduc aminte cum o an jumate sau doi în urmă spune că Dodon de anul nou deja nu o să mai felicite moldovenii cu Revelion. Băi, nu dă de capul la tăieri. În luna mai anul curent spune că Dodon n-ajunge la alegeri prezidențiale, vei ca pun mâna pe masă. Pe urmă spune că o să-mi rupă degetele, nu știu ce. Nu și-a rupt Adrian altceva. Noi cu domnul Candu îl cunoaștem foarte bine încă din 2006, când eram ministru și foarte des l-am invitat, mergeam în diferite delegații. Pentru ce astfel de declarații? Sau dumneavoastră credeți că toți sunt ca și domnul Plahotniuc? Sau cum ați spus dumneavoastră, când în septembrie am trecut, când s-au început aici mișcările, nu prea vă vedea nimeni prin Parlament. Acum ați venit să sunteți țanțoși, pentru că înțelegeți că este procuror care nu o să meargă. El, dar o să fie timpul la toți. O să fie timpul absolut la toți. De ce la comentariul respectiv? În primul rând, noi dormim foarte liniștit, și eu și familia. Noi nu am încălcat legea. Noi nu suntem ca cei care au uzurpat puterea în stat parcursul la mai mulți ani și care vor răspunde față legii, inclusiv complicii care fac acum multe valori. O să le vină timpul la toți. La sigur o să le vină timpul la toți. E vorba doar de timp. Deci, ca și în cazul doamnei Sandu și alții, nu faceți așa declarații tare. Pentru că ele nu o să vă ajute. Nu o să ajute pe nimeni. Noi, și eu sunt ferm convins, că vă face tot posibilul ca în Republica Moldova situația să fie mai bine. Eu vreau aici să trăiesc. Apropo, familia mea este aici, domnul Candu. Și copiii, și familia, și toți. Nu fac nicio aluzie. Fiecare ia decizii. Și eu vreau ca copiii mei să trăiesc aici, în Republica Moldova. Dar pentru ca să trăiască în Republica Moldova, noi trebuie să facem ca condițiile să fie bune. Să fie mai bune de viață. Eu înțeleg pe cei care și-au evacuat familie de aici. Le-au dus acolo unde trăiesc mai bine. Ei sunt aici la zarbat, gastarbeiter. Mai ales cei care au fost la guvernare până anul trecut. Aici făceau bani, dar familie își deau acolo, trăiau acolo. Deci luau bani și întrețineau familie. Cumpărau acolo căs și castele și așa mai departe. Eu lucrul ăsta nu am făcut. Eu trăiesc aici împreună cu familia mea. Dar pentru a rămâne aici și a trăi, trebuie să fie bine la toți. Nu trebuie să fie asta diferență, că unul trăiește ca țăriocul, dar oamenii n-au ce mânca. E ca pentru asta noi luptăm. Și o să facem tot posibil ca lucrurile să schimbe anume în așa direcție. Asta e obiectivul meu. Și pentru asta am rămas în Republica Moldova și dumneavoastră știți și domnul Candu și alții că eu am posibilitatea să plec mai multe ori din țară. La funcții remunerate foarte bine.
Și poate pentru familie ar fi fost mai bine. Eu am decis să rămân aici și să lupt pentru Republica Moldova. Radio Europa Liberă. Joi, un grup de intelectuali și oameni de creație din Republica Moldova a semnat o declarație prin care sprijină adresarea doamnei Svetlana Alexievici, laureata Premiului Nobel și mișcarea de rezistență din Belarus. Respingem declarațiile Dodon și așa mai departe. Cum comentați? Noi nu ne implicăm în treburile interne a altor state. Și eu cred că președinții de țară și președintele Republicii Moldova, care are o mulțime de probleme interne care trebuie rezolvate. Sociale, economice, politice. Trebuie să dea mai puține aprecieri proceselor politice ce au loc în alte țări. Belarusia este o țară prietenă. Noi avem un comerț în creștere cu Belarusia. Avem întreprinderi mixte foarte multe. Pentru ce noi stricăm acum relația cu Belarusia? Eu am văzut declarațiile și unor politicieni care încearcă repede să se... Eu am comentat ce sunt în Belarusia tot în cadrul unui epizod președintele răspunde. Eu mi-aduc aminte cum în fața acestei clădiri, 7 aprilie 2009, tot strigau unii, că trebuie și tot să fie mai bine. Și ce au fost între 10 ani? Să nu mai repet. Oligarhi spun la pușcării de unul pe altul, fur de miliarde și așa mai departe. Deci, lăsați-i belorușii să fără ce sunt. Agora, țin cont că SPPS, Serviciul Protecție și Pază de Stat, este în subordinea președintelui. Rugăm să ne răspundeți la următoarea întrebare. La ordinul cui agenții SPPS care vă însoțeau au blocat jurnaliștii în sala ședinței Comisiei Electorale Centrale în ziua de 9 septembrie 2020? Care au fost motivele? Într-adevăr, Serviciul Protecție și Pază de Stat este în subordinea președinției și eu cred că lucrul ăsta este corect, apropo, Plahotniuc l-a scos de subordinea președintelui după ce i-am câștigat alegerile. Cât președinte era Timofte, însă n-au deranja. Dar când eu am învins la prezidențiale, o scos SPPS-ul și SIS-ul din competențele de subordinare președintelui Republicii Moldova. De ce? Pentru că sistemea, ca să nu avem acces la anumite instrumente. Și aceste structuri au fost readuse. Ca să cunoașteți, Serviciul Protecției și Pază de Stat nu îndeplinește ordinele președintelui țării sau prim-ministru sau a speakerului. Este echipa de pază care este responsabilă de asigurarea securității persoanelor care sunt sub pază, conform Constituției. Și ei singuri își fac agenda și ei singuri au metodelor cum protejează securitatea. Persoana protejată doar poate înscris sub răspundere personală, să se refuze pentru o anumită perioadă sau total de aceste servicii de pază. Acum, în ceea ce ține de blocare. Blocare și așa mai departe. Eu am discutat doar cu dumneavoastră, stimați reprezentanți mass media, atunci când am venit la CEC. Am spus că nu o să fie conferință de presă, o să fie briefing. Noi nu avem nicio problemă să discutăm cu dumneavoastră. Ia uitează, toate întrebările pe care le-ați spus, le-am citit. Vreți să facem conferințe de presă deschise? O să facem conferințe de presă deschise, poftim, haideți săptămâna viitoare sau peste o săptămână, haideți să facem conferințe de presă, nu nicio problemă. Dar care e problema? Eu mi-am dat mesajul la CEC și am mers mai departe cu o formă agendei. Sau cum trebuia, să vorbim pe drum pe scări sau să ne dăm jos pe scări unul pe altul. Eu nu cred că lucrul ăsta se merită. Dar încă o dată vă spun, nu a fost niciodată. Și vă rog lucrul ăsta să-l recunoașteți și să-l apreciați, că în acești ani nu a fost niciodată ca eu să nu răspund la întrebările dumneavoastră. Probabil am menționat de mai multe ori. Sunt cel mai deschis președinte din ultimii ani. Și cel mai des ies public. Și dumneavoastră vedeți zilnic agenda mea. Eu o public zilnic toate acțiunile pe care le lansez. Eu înțeleg mesajele acestea acide pe care dumneavoastră, în mare măsură, le dați în contextul alegerilor prezidențiale. Eu înțeleg că ele o să continue. Eu sigur că o să mergeți și prin raioane după mine, să vedeți cum mergem, să-mi dați întrebări. Aceasta este activitatea dumneavoastră pe care eu o respect, dar în limita decenței. Acestea au fost întrebările de la jurnaliști. Avem întrebări de la cei care ne privesc. Ne privesc, da? Suntem online, dragi prieteni, așa că vă încurajez să veniți cu întrebări. Iacă, prima noutate. Grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte a Republicii Moldova, Dodon Igor, a fost înregistrat. Începem colectarea semnăturilor. Așa că, stimați prieteni, cei care vor să semneze pentru înaintarea mea la funcția de președinte al Republicii Moldova, vă rog,
să sunt colectorii, sunt 100 de persoane în grupul de inițiativă, practic în toate raioanele câte 2-3 persoane, vă încurajez să semnați și vă mulțumesc pentru semnătura care o să o depuneți. Vor fi și corturi, cel mai probabil, începând cu ziua de astăzi. De aceea, cu Doamne ajută! Lidia Antonenko. Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, ce să facă oamenii care au venit de peste hotare? Banii s-au terminat, de lucru nu este, lumea moare de foame la propriu. Vă rog un răspuns. Doamna Lidia, chiar ieri în raionul Sângerei, niște băieți din diaspora s-au apropiat și domnul Dodon, de ce nu deschideți frontierele? Haideți așa, noi nu am închis frontierele. Oricare doritor poate să plece liber din Republica Moldova. Liber poate să plece dacă țările unde vor să plece au deschis această posibilitate pentru Republica Moldova. Cu regret, mai multe țări, până ce nu au deschis sau au menține restricțiile de intrare în țara lor. Eu sper foarte mult că în timp apropiat aceste restricții vor fi scoase. Întrebarea, ce să facem? Noi am lansat mai multe programe de stat pentru a ajuta mai ales pătrurile social vulnerabile în această perioadă. Iar că chiar astăzi în Parlament se aprobă modificările la bugetul de stat, unde vom veni cu acțiuni suplimentare de susținere a mediilor de afaceri, de exemplu agriculturi, susținerea medicilor, angajaților, pedagogilor și așa mai departe. Statul face tot posibil să ajute, inclusiv pentru cei care au rămas fără muncă, care sunt în șomaj tehnic. Și vom continua cu acest suport. Mariana Dita. Domnule președinte, ce faceți cu trenurile noastre, cu lucrătorii de la Calea Ferată, care timp de 7 luni trăiesc cu 1500 de lei? Doamna Mariana, eu chiar am avut o discuție câteva zile în urmă cu președintele la Calea Ferată, domnul Unceanu, care m-a informat că datorii la salarii nu sunt importante. Pentru că anterior, anul trecut, erau datorii 2-3 luni sau 4 luni, sau chiar jumătate de ani. Doi. Dumnealui m-a informat că după discuțiile care le-a avut cu sindicatele, ei au găsit posibilitatea și pentru cei care au salarii mici de 1500-2000 de lei, vor veni cu o majorare esențială de câteva 10%, 20-30%, nu știu, ei vor vedea care sunt posibilitățile, începând cu 1 septembrie. De ce salariile, vreau să vă informez, să vă bucur că salariile cele mici care sunt în întreprindere de stat Calea Ferată, cel mai probabil începând cu 1 septembrie vor fi majorate. Eugen, aveți negocieri cu Partidul Șor? Nu, noi astfel de negocieri nu avem. În genere, nu avem acum negocieri nici cu un partid. Partidul Democrat, noi tot nu discutăm acum cum va fi poziția lor pentru alegeri prezidențiale. Am văzut că Maia Sandu discut cu ei. Noi nici cu Partidul Democrat, cu toate suntem în coaliție, noi nu am discutat ce vor face ei în teritoriu. Ei au luat alaltă ieri decizia că nu vor avea candidat. Ne vom întâlni la Consiliul Alianței Coaliției săptămâna viitoare, vedem cum mergem mai departe și o să întrebăm ce fac oamenii voștri în teritoriu. Dar este decizia fiecărui partid să-și formeze agenda. Ina Postolache, bună ziua! Se poate de aflat când se va majora salariul la bugetari, că numai la medici și profesori, dar noi toți suntem lucrători de rând, așa că vrem și noi cât de cât majorarea salariilor. Vă mulțumesc! Doamna Postolache, în afară de medici, într-adevăr, eu în anul viitor îmi propun să vin cu inițiativa de majorare, dublarea salariilor la profesori. Și aici e un lucru important care mi l-a spus ieri în raionul Droche, a fost la o școală din satul Sofia, lucrătorii tehnici, care acum au mult mai mult de lucru conform regulilor noi de COVID. Noi am majorat parcursul ultimilor ani de mai multe ori salariul la profesori, a lucrătorii tehnici au rămas foarte jos. Deci e obligatoriu când mergem cu majorarea salariilor pe un anumit sector, trebuie să luăm în calcul și salariul lucrătorilor tehnici. Și obligatoriu vom face așa în anii următori. Un alt domeniu unde vom merge, nu știu în ce domeniu activați dumneavoastră, doamnă Postolache, dar un domeniu important ține de salariile în administrațiile publice locale, nivelul 1 și nivelul 2. Primarii, de exemplu, nu pot să găsească angajați simpli în primărie, pentru că salariul e foarte mic, iar cerințele sunt foarte mari. Așa că în anul următor eu voi veni cu o inițiativă și în acest sens de majorarea salariilor la angajații din administrația publică locală, nivelul 1 și 2. Nicolae Dumitru. Domnule președinte, ce părere aveți că în Parlament să aibă acces doar primele 3 partide care au acumulat cele mai multe procente în scrutinul electoral, dar numai puțin de 90% pentru partide și 13-15% pentru blocuri? Și a doua întrebare, dimicșorat numărul partidelor în Moldova până la 5-7 partide și să aibă numai puțin de
10.000 sau 100.000 de membri. Vă mulțumesc. Nicolae, foarte interesantă propunere, dar dacă voi veni eu cu așa propunere, o să fiu învinuit că vreau să fac dictatură. Cu toate că vedeți, în țări mai dezvoltate, în Statele Unite, în Marea Britanie, sunt, bine, sunt și multe partide mici, dar sunt două partide de bază. De stânga și de dreapta. De exemplu, conservator și democrat în Statele Unite. Exact așa și în Marea Britanie. Două partide mari, sunt multe mai mici, dar oamenii știu foarte bine. Votăm pentru acesta sau pentru acesta. E clar că ar fi mai simplu. Pentru cetățenii Republicii Moldova ar fi mult mai simplu. Dacă ar ști, uite, este partidul ăsta de stânga, este partidul ăsta de dreapta, dar nu sunt o mulțime care spun una la alegeri, dar se duc în Parlament și deodată ies unioniști sau de altă culoare și așa mai departe. Deci, ideea este interesantă, dar eu cred că pentru Republica Moldova noi putem ajunge la astfel de situații în timp, în urma dezvoltării democrației în statul nostru. Sergiu Dudnic, cele mai interesante și provocatoare întrebări. Promisiunea de a interzice partidele unioniste. Sergiu, eu nu mi-am retras ideea de interzicere a partidelor unioniste. Eu consider că cele partide care pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova trebuie să fie în afara legii. Eu nu sunt împotriva cetățenilor care cred altfel. Sunt cetățeni, o anumită pondere a societății moldovești, care cred că trebuie Moldova lichidată. Asta e opinia lor. Fiecare om are dreptul la opinie. Dar nu partidii care sunt finanțate de la bugetul de stat al acestui stat să pledeze pentru lichidarea statalității Republicii Moldova. Pentru aceasta, primul pas care trebuie să-l facem, trebuie să modificăm Constituția. Pentru că este un articol, la sfârșit, acum în referendumurile, care spune că statalitatea Republicii Moldova poate fi lichidată prin referendum. Asta e bomba zamedlinilor действия, care a pus-o la începutul statalității noastre, deputații în acel Parlament. Nici într-o Constituție a niciunui stat nu indicat mecanism de lichidare a statalității. De ce noi vrem să facem reforma constituțională, eu am creat și o comisie de stat în acest sens, cel mai probabil în anul următor noi vom ieși cu unele modificări. Și vom scoate această sintagmă. De ce? Pentru că atunci când noi am propus, și a fost chiar și o decizie, când nu a fost înregistrat un partid unionist în Republica Moldova, ei s-au adresat la Curtea Constituțională, au făcut trimitere la acel articol din Constituție și Curtea Constituțională le-a dat lor dreptate. Deci ea modificăm Constituția la capitolul ăsta și pe urmă prin lege, prin cod electoral, prin lege prin la partidele politice, punem astfel de restricții. Aceasta este opinia mea. Și eu cred că ea poate fi înțeleasă. Eu nu vorbesc numai despre unioniști, toți. Cei care vor să lichideze Moldova să unească cu Rusia. Sau cei care vor să unească cu România sau cu America sau cu așa mai departe. Astfel de partide, în opinia mea, trebuie să fie interzise prin lege. Valerian Griu. Bună ziua. Se poate de adoptat o lege că dacă o persoană minte, ca de exemplu un deputat, judecător, procuror, ministru, președinte, să fie eliberat din funcție? Valerian, nu știu dacă este așa practică în lume, dar haideți să vedem. Golia Anatol. Golia Anatol de la TV8? Dacă tot rugați întrebări provocatoare. Dar când, domnul Golia, dumneavoastră n-ați dat întrebări provocatoare? La noi la emisiune, când vin numai provocatoare. Cu toate că nu mergeți la alegeri. Pe parcursul anilor v-ați indignat de mai multe ori că ați fost obligat să ieșiți din PSRM. De ce ați trădat Partidul Socialiștilor care a muncit pentru Igor Dodon și ați decis să candidați în calitate de independent? Cum rămâne cu decizia PSRM adoptată anterior că forcarea Igor Dodon este candidatul PSRM? Domnul Golea, cuvinte trădat chiar nu-mi plac. Dumneavoastră că chiar sunteți provocator cu astfel de întrebare pentru că dumneavoastră știți foarte bine răspunsul. Eu nu pot, conform legii, să merg candidat din partea Partidului Socialiștilor. Și o să vă explic de ce. Pentru că a fost introdusă restricția că președintele țării nu poate fi membru de partid. Mai mult ca atât. În luna februarie anul trecut este o decizie a Curții Constituționale care spune foarte clar că dacă președintele țării se implică în activitatea unui partid politic sau partidul politic se implică în activitatea electorală a președintelui, atunci acesta este anticonstituțional. Acum, în cazul dacă eu mergeam de la Partidul Socialiștilor, candidat de la Partidul Socialiștilor, imediat unii oponenți de pe dreapta, ei așteptau lucrul ăsta. Ei foarte sperau că eu să merg la partid. Mergeau la Curtea Constituțională și ori acum, ori după alegeri, în caz de câștig,
aveți să anuleze rezultatele alegerilor pentru că eu am încălcat legislația și deciziile anterioare a Curții Constituționale. Iată de ce. Noi am examinat foarte detaliat. Credeți-mă, noi am avut dezbateri cu toți juriștii timp de 2-3 luni. Cum să merg? Din partea partidului sau independent? Și când am analizat toate riscurile, pentru că vor fi foarte mulți doritori ca să anuleze victoria lui Dodon pentru al doilea mandat. Noi am analizat toate riscurile. Și decizia legală a fost să merg în calitate de candidat independent cu suportul Partidului Socialist. Așa că domnul Golea, nu provocați lumea. Alexandru, când va deschide Transnistria hotarul? Din ce cauză trebuie să suferi oamenii simpli pentru deciziile unor politicieni responsabili? Această situație cu siguranță nu este ceea ce își doresc oamenii. Ori atât timp atât timp cât nu se mișcă un pai în această direcție, nu putem vorbi despre eventuală reintegrare a țării. Alexandru, cum am menționat și în prima parte a acestei emisiuni, eu sper astăzi, în zilele următoare, să am o întrevedere cu o discuție telefonică cu domnul Krasnosevski pentru a debloca această situație în timpul cel mai apropiat. Eu sunt de acord că nu este corect acest regim care a fost introdus de trecere din partea stângă a Nisului în dreapta, impus de autoritățile nerecunoscute de la terasă. Și problema aceasta, sper foarte mult că o vom rezolva în timpul cel mai apropiat. Tania Prisăcaru, când o să putem pleca în Europa cu pașapoarte biometrice? Doamna Tatiana, atunci când țările europene vor scoate interdicțiile, atunci vom putea merge cu aceste pașapoarte. Eu știu că unele țări au scos aceste interdicții, nu sunt atât de multe, pentru că Moldova, cu regret, este încă în zona roșie, dar eu sper că situația se va schimba în timp apropiat pentru a ne putea deplasa în toată lumea baza pașaportului nostru moldovenesc. Familia Gurulea. Bună ziua, domnul președinte, mă numesc Sergiu Gurulea, unul dintre cei 13 polițiști învinuiți în decesul lui Brăguță. Cunosc că președintele nu face justiție, dar totuși pentru mine personal este importantă poziția dumneavoastră. Noi, cei 13 polițiști, conform fișei postului, nu am avut alte împuterniciri decât să raportăm conducerii și să solicităm ambulanța, ceea ce noi am făcut. Vă rugăm frumos să vă informați și să faceți lumină în acest caz tragic, ca adevărați vinovați, să răspundă, nu suntem auziți de nimeni, mulțumesc. Eu o să rog consilierul meu, domnul Posturosu, care la sigur, sper că consilierii privesc și ei, președintele răspunde, sunt sigur că privesc, domnul Posturosu, vă rog să luați act de acest mesaj și să-mi dați o notă detaliată pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Așa, Вакарчук Людмила. Господин Дадон, скажите, вакцина будет обязательна и можно ли все-таки отказаться от нее? Людмила, я уже озвучил мою позицию. Я считаю, что мы не можем обязать граждан, чтобы они вакцинировались. Поэтому это будет по решению каждого гражданина. Я знаю, что исходя из разных соображений, включая религиозных, очень многие граждане Республики Молдова против вакцинации. Поэтому вакцинация будет добровольна. Я категорически против, чтобы она была обязательной. Но я очень надеюсь, что доступ к этой вакцине будет в ближайшие недели, месяцы. В всяком случае, я, исходя из моих анализов, я думаю, что к концу октября эта вакцина, российская, китайская или американская, может поступить в Республике Молдова. Я очень надеюсь, что для уязвимых слоев населения и для тех, которые находятся в зоне риска, доктора, учителя и так далее, чтобы она была бесплатной за счет государства. Валерий Мустяцев. Пас, ну я рогата с вотезем гуверн от платформы «Да» к депутации Лушор, потому что сент хоть. А с кем авотат, например, на консилере Лушор, педата ли 2 сентября, ничем и че, когда са ну кондук шединца. Валерий, очисти стандарты дубли, которые сонди партия маймултор депутации, инклюзив пас, Майя Санду, шамай ли партия, но и для моего зуда, апропо, каса даугла антребари, кари фуск Майя Санду, шку пас. Eu văd declarațiile mai multor foști colegi de doamnei Maia Sandu, de celor din PAS. Chiar am văzut recent filat unele declarații care spune foarte clar că proiectul Maia Sandu a fost al lui. Adică principialitatea doamnei Maia Sandu, atunci când îi trebuia să devină ministru, a intrat în piele de mie. Atunci când îi trebuia să meargă în continuare să fie promovată, după ce Plăhatniuc l-a practic terminat filat, ce a făcut Maia Sandu? A rămas în coaliție cu Plăhatniuc și l-a votat pe Adrian Candu, președintele Parlamentului.
Atunci când a văzut că se ridică spiritul protestatar și Andrei Năstase, eu am atitudinea mea față de Năstase. Dar Năstase a luptat în stradă, comparativ cu Maia Sandu, care ședea în birou, în clădirea guvernului, când Năstase era în fața clădirii și îngheța. Și când a văzut că se ridică spiritul protestatar, repede s-a alăturat la Andrei Năstase și l-a utilizat ca platformă pentru a crește. Pe urmă, când au văzut că a crescut alea mai sus, Andrei Năstase jos. Asta se întâmplă. Păi cu partenerii trebuie să fii, să ai o altă atitudine. Amu, când au văzut că îi trebuie voturile la PD, iar PD-ul e bun și cu Filip așa se discută pentru că îi trebuie, pentru că sunt puțin în scop. Eu cred că oamenii tot lucrul ăsta îl văd. Și ce spuneți dumneavoastră de votul în Consiliul Municipal Chișinău și multe, multe alte lucruri. Și votul în Parlament, eu vreau să vă amintesc. Maia Sandu a votat în Parlament cu Șor și Candu pentru demisia guvernului Chicu. În luna iulie, nu departe. Moțiune de cenzură pentru demisia guvernului Chicu. E că asta e principialitate. Asta e, și cum am spus, poveștile cu Ileana Cosenzana și Făt Frumos, lăsați-le într-o parte pentru copii. Lidia Sadoboi. Domnule, fără președinte, de ce în așa situație grea să nu dăm, se dau bani candidaților pentru alegeri? Lasă fiecare candidat să-și cheltuie banii personali, dacă vrea la conducere. Toate milioanele pentru alegeri lasă să se folosească pentru medicină, ca să nu cumpărăm măști, mănuși și medicamente. Doamna Lidia, bravo! Noi am ieșit cu modificarea la legislație în luna aprilie, pentru că banii care sunt prevăzuți de la buget pentru partide, care au să fie utilizat la alegeri pentru partide politice, în anul acesta să fie transpriși pentru COVID, lupta COVID. Și ce partide au transferat toți banii? Numai un singur partid. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. S-a dezis de finanțarea pentru această perioadă și a transferat banii, a rugat Ministerul Finanțelor să nu dea bani partidului, dar să-l dea pentru lupta COVID. Dar ce au făcut toți pseudopatrioții ăștia care se bat cu pomul în chept? Eu bani de la buget să duc și fac demagogie pe sat. Eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și vă spun, legislația permite. Și acum vedem ce partide sunt gata să dezâcă de banii de la bugetul de stat și să dea banii la medici. Noi lucrul ăsta l-am făcut. Noi, socialiștii, lucrul ăsta l-am făcut. Vladislav, am o întrebare care personal mi-a afectat viața. Am fost ușor cumpărat de credite ușor disponibile de la companii de bancare. Am intrat într-o perioadă grea și nu am avut cum să achit creditele. Ca urmare, am o sumă enormă stabilită de judecăți și asta fără dobândă. Nu am casă, nici masă. Am 42 de ani și nu am bani nici de leacuri. Întrebare, la noi este vreo lege ca să mă anunțe insolvabil bancrot? În ce țin de procedură de insolvabilitate astfel de legi sunt, dar eu vreau să mă refer acum la organizațiile, companiile financiare nebancare. Noi acum, microfinanțare și așa mai departe. Noi acum am introdus unele restricții, dar era un haos total. Oamenii, pentru că le trebuiau bani, ziceau, nu la bănci, hai, ne ducem la organizația de microfinanțare, care e mai simplu. De acolo, cu așa, mai mărunțel, de sub, terască sunt niște condiții care nici nu le observa. Și streza cu 300-400% anuale. Noi am avut astfel de cazuri. Deci am luat decizia dur să reglementăm și am schimbat aceste condiții ca oamenii să nu suferă. Dar în cazul dumneavoastră, eu cred că legislația ar găsi o soluție, puteți vă adresați la juriști, la avocați, pentru a vă ajuta. Andrei Caterev, ce pensii vor primi cetățenii care nu activează legal de 10 de ani, care până în prezent lucrează la negru în țară, dar și peste hotare? Andrei, în primul rând, este pensia minimă garantată de stat, care se indexează în fiecare an și depinde când o să ieșiți dumneavoastră la pensie, atunci o să vedem care este pensia minimă. Iar cei care activează indiferent în țară sau în afara țării, pentru cei din afara țării, mai sunt încă suplimentar încă un instrument. Este vorba de acordurile internaționale care se semnează între state pentru a recunoaște contribuția voastră care ați plătit-o fiind la muncă în Rusia, în Italia și așa mai departe. Cu Italia nu a semnat un astfel de acord, dar el încă nu a intrat în vigoare. Cu Rusia cel mai probabil vom semna un astfel de acord în următoarele săptămâni. Nicolae Condorache, în 4 ani de câte ori ați vizitat România? Așa că să le mulțumiți pentru grădinițele renovate, pentru ajutare, pentru gazoduct, la urmă urmei, pentru cei de la Smurt. Domnul Condorache, în 4 ani sau în 3 ani jumate nu am fost în vizite oficiale în România. Am avut mai multe ocazii să discut cu președintele României pe platforme internaționale, inclusiv întrevederi de lucru
la New York, în cadrul anul trecut, în cadrul Asambleei Organizației Națiunilor Unite, în ce ține de multiple proiecte sociale. Eu le mulțumesc cu orice ocazie. Grădinița din satul Sadova, din satul meu natal, a fost reparată inclusiv cu contribuția românilor, fraților de peste prut. Și lucrul ăsta l-am recunoscut, eu am fost atunci cu ambasador acolo, pe ce el a mers la mine acasă, l-am servit cu un pahar de vin din beciul meu a părinților. De ce lucrurile bune, evident că le recunoaștem și le spunem mulțumesc. La fel ca și altor parteneri de dezvoltare. Ina Челак, здравствуйте. Хотела бы узнать ваши мысли по поводу пандемии. Как вы думаете, как скоро мы сможем с ней справиться? Ина, я думаю, что мы сможем выйти из этой пандемии только когда будет вакцина доступна в Молдове. Вы видите, что те, которые болели один раз, есть риски, были случаи, они опять инфицируются. Поэтому единственный выход – это, конечно, вакцина. Когда вакцина может быть, вы знаете, в России уже началось массово вакцинация. Вот этой вакцины новый спутник называется. У нас есть предварительная договоренность, что эту вакцину мы получим в Молдове. Мы официально обратились, я уже говорил об этом. Я попросил российское руководство, чтобы нам бесплатно дали 100 тысяч этих вакцин, для того, чтобы мы, вот, те, которые находятся в первой линии, в первую очередь, это доктора, это полицейские, это учителя, чтобы мы их сделали в первую очередь вакцинацию за счет государства. Я думаю, что это будет реально сделать в конце октября, начало ноября. Если мы получим массово эту вакцину, еще раз говорю, российскую, китайскую, американскую, но важно ее получить побыстрее, и провести вакцинацию тех, которые добровольно хотят вакцинироваться, то я думаю, что в ноябре, в декабре мы уже выйдем, выйдем из этого риска. Но для этого нужно признать, что нужна вакцина, нужно работать в этом направлении. Николай Dumitru, online se poate însemna pentru ținerea dumneavoastră și dacă da, cum de făcut? Nicolae, nu este așa posibilitate, pentru că cecul primește doar listele semnate pe listă, dar eu vă mulțumesc de suport, eu cred că online puteți și obțin să lansați mesaje de susținere. Mulțumim. Elena Diacon, scoateți țara din cod roșu, lumea nu mai are putere. Elena, sunt de acord cu dumneavoastră, am menționat acest subiect astăzi, pentru aceasta sau începem să respectăm cu toții regulile impuse de medici sau mai repede începem vaccinarea. Dar să închidem oamenii în casă, să închidem activitățile economice, lucrul acesta nu putem să ne-l admite. Nu putem să ne admite să închidem grădinițele școlii. De aceea, cu regret, acest risc de infectare persistă. Și noi o să vedeți în fiecare zi. Avem multe cazuri, avem 400, 500, 600 de cazuri. Acest lucru este realitate. Dar trebuie mai repede să începem vaccinarea și atunci vom ieși în acest cod roșu. Valentin Ciocoi. Domnule președinte, întrebare referitor la învățământ. Școlile nu sunt dotate cu calculatoare și internet normal să se facă lecții. Puteți, vă rog, să verificați școlile care sunt dotate, dar la concret. Nu să vă informeze că situația e dezastruoasă. Valentin, eu în toate localitățile când merg, obligatoriu intră și în școli. Ieri am fost la mai mult școli a fost, v-am spus, în Sofia, din Dubăsa, din Drochea, în Pepeni, liceul, un liceu foarte frumos în satul Pepeni. Eu, apropo, prima dată am fost în Pepeni și mi-a spus că sunt primul președinte de țară care a venit în Pepeni. Sunt școli unde este, sunt calculatoare și internet, școlile mari, dar sunt de acord cu dumneavoastră, sunt localități unde sunt computatoare în cele încă IBM 486, cele încă din 2005, 2006 și încă din anii 90. Eu știu că au fost alocate la inițiativa guvernului actual câteva zeci de milioane să fie cumpărate, procurate suplimentar și dotate școlile cu echipamente pentru eventualitatea necesității revenirii la sistemul online de învățământ. Noi lucrăm în această direcție. Mihai Burduja. Paralel cu alegerile prezidențiale, referendum la trecerea țară prezidențială. Mulțumim. Mihai, eu sunt pentru țară prezidențială, nu de aceea că vreau să am eu mai multe atribuții, pentru că eu sper că voi învinge și voi avea următorul mandat de președinte. Și așa și va fi, cu ajutorul bunului Dumnezeu. Dar pe viitor trebuie schimbat acest lucru. Trebuie să fie țară prezidențială. Concomitent cu aceste alegeri este imposibil, pentru că sunt anumite proceduri pentru referendumurile constituționale. Dar după cum am menționat, eu am creat o comisie de stat pentru reformă constituțională, unde trebuie să fie și cu atribuțiile președintelui claritate, trebuie să fie claritate cu numărul de deputați în Parlament, trebuie redus și eu voi insista pe acest lucru.
Trebuie să interzicem trecerea deputaților dintr-o fracțiune în alta. Trebuie să ne clarificăm cum se numește Curtea Constituțională, pentru că, vedeți, Curtea Constituțională a devenit instrument politic în acești ani. Și vedem cum minimizăm riscurile. Toate aceste probleme vor fi propuse în reforma constituțională în anul următor de către președintele Republicii Moldova. Andrei, când fabrica de păsări din comuna Corlătieni-Râșcani va fi naționalizată și smulsă înapoi de la boierul familia Urzică? Andrei, nu, naționalizarea, atât e nașul metodă, cum spun. Business-ul privat, afacerile private trebuie să se dezvolte. Dacă încalcă legislația, dacă nu plătesc impozite, sunt anumite instrumente. Eu am fost la fabrica asta, la fabrică sau fabrică de peste ptiți fermă din Corlăteni. Îl știu pe domnul Urzică, știu că dumnealui împotriva Partidului Socialiștilor, cel puțin așa, să lupte acolo la nivel de Râșcani, dar asta nu e motiv că noi să mergem. Întreprinderea e bună, activează, știu că au exporturi. Este o fabrică unde produc sute de mii sau milioane de ouă anual care le exportă. Este o întreprindere care exportă. Dacă încalcă legislația, sunt reguli care trebuie respectate și trebuie penalizați. Dacă activează conform legislației, atunci trebuie să dezvolte mai departe. Naționalizarea nu este o soluție. Svetlana Slănină, de ce nu se acordă ajutor la fermieri cu livezi de fructifere și nucifere afectate de secetă? De ce ei pot primi astfel ajutor, doar dacă livezile au fost afectate de grindină? Doamna Svetlana, noi am mers cu suport pentru agricultură, pentru cerealieri, cunoașteți. Acum o să evaluăm care sunt posibilitățile în bugetul de stat, dacă putem merge suplimentar cu ajutor pentru livez. Eu știu că este această problemă, chiar ieri la Nord, Răunul Florești, mi-au spus niște agenți economici că au căzut toate livadă de măr, dacă e fără irigare, pur și simplu au căzut toate mările jos, o lună urmă. Asta încă o dată denotă că noi trebuie să schimbăm ceva conceptual în agricultură în ce sunt irigare. Referitor la suport, o să vedem ce posibilități avem și o să venim cu suport, dacă vom mai avea acești bani în buget. Dar, cum am spus, esențial, modificarea la tot ceea ce ține de politica statului în domeniul agriculturii și în special ceea ce ține de sistemele de irigare. Andrei Pușcaș, domnule președinte, care este situația la ziua de azi cu proiectele de gazificare a satelor interurbane, interurale? Știindu-se că din 2009 practic s-a stopat gazificarea cu excepție doar celor interne, prin localități. Totuși e un drept al fiecărui cetățean de a avea minimale condiții de trai, indiferent că trăiește într-o localitate mai mică ori mai mare. Domnul Pușcaș, eu cunosc această situație. În acest an a fost acordat bani suplimentari în bugetul Moldova Gaz. Dacă la începutul anului era prevăzut 18 milioane de lei, la solicitarea noastră, eu am majorat volumul investițiilor până la 50 ceva de milioane. Practic s-a triplat în acest an. Noi vom insista în continuare să mergem pe o astfel de abordare. Da, sunt raioane unde gazificarea practic 99%. De exemplu, raionul Drochei, am discutat cu ei. Au rămas 20 sate doar, care parțial nu sunt gazificate. Dar raionul Telenești, unde am fost două luni în urmă, sau lună în urmă, raionul Telenești, de exemplu, mai mult de 70% sau 60% de raion nu este gazificat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să mergem cu aceste investiții. Și, de fapt, dacă să vorbim puțin de investițiile în localități, mai avem timp, da? Investițiile în localitățile rurale, eu îți vă spun poziția mea. Noi, obligatoriu, trebuie să mergem cu proiecte pentru sate. Și eu să mă refer la câteva. Dacă minimul la 4-5 proiecte. Drumuri, cum am făcut anul ăsta, către 1 milion la fiecare sat. Eu am mai menționat că dacă mergem în fiecare, încă 5 ani, câte 1 milion, cu 5 milioane în sat, în 5 ani, schimb toate drumurile. Le faci normal. Chiar sate mai mari. A doilea, gazificarea. Și aici a răspuns la întrebarea dumneavoastră. Și o să merge cu proiectele de gazificare mai departe. Pentru, cum ați spus, acorda posibilitatea tuturor. 3. Lucru foarte important. Apa și canalizare. Dar uitați ce am făcut noi ultimii 10 ani. Cei care au fost la guvernare, nu noi. Pentru a-i mulțumi pe toți din fondul ecologic, care e 200-300 de milioane de lei pe an, el e mai mare, dar 200-300 de milioane se duc la apă și canalizare. Pentru a-i mulțumi pe toți, le-am dat toți câte 200-300 de mii de lei ca să-și ia proiect. Proiect de 7, 8, 10, 20 milioane le-am dat câte 1 milion, de exemplu, pe an. Și ce s-au primit? Am îngropat în pământ vreo 3-4 miliarde de lei, dar proiecte finalizate avem numai vreo 10%. Așa nu-i gospodărește.
Trebuie, avem 300 de milioane de lei pe anul viitor. Am depistat 20 de sate, 30 de sate. Și am făcut cap-coadă tot proiectul. A patra problemă majoră în sate este gunoiștri. Fără un program de stat legat de salubrizare, nu poate primarul din satul Pepeni sau din satul Sadova de la mine să rezolvă problema gunoiștilor, pentru că el nu are așa bani. Trebuie să fie un program de stat, trebuie să fie companii regionale care au toată infrastructura de colectare, mașini de colectare a deșeurilor, de sortare și mai departe de utilizare. Fie prin diferite metode care sunt acum moderne. Și acesta trebuie să fie un program de stat, nu privat. Nu o să facă privatul nimic la etapa asta. De aceea noi și am convenit cu partenerii dezvoltare, s-a convenit să luăm 100 de milioane de euro pentru a lansa tot ce sunt de salubrizare. Și a cincilea, e iluminare. Chiar m-am întrebat ieri pe PEN că mergem mai departe cu iluminare. E că aceste cinci direcții, eu voi insista în calitate de președinte al țării și pe viitor, ca noi să mergem clar, pas cu pas, pentru a îmbunătăți condițiile de trai în localitățile din Republica Moldova. Spuneți, vă rog, odată, la cât timp se modifică listele cu zonele roșii? Alexandru, în fiecare săptămână se face calcul, cât număr de infectați sunt la 100.000 de populație. Deci, acum la noi se va micșora numărul de infectați, evident că la data următoarea luni, informația aceasta va fi publică. Așa. Corneliu Catârâu. Domnule președinte, în diasporă va fi posibil să votăm? Corneliu, la sigur vor fi secții de votare în diasporă. Eu am spus în prima parte a emisiunii, eu voi insista să fie numai puține secții de votare, așa cum au fost anul trecut la alegeri parlamentare și 4 ani în urmă la alegeri prezidențiale. Vor fi, în caz dacă țările respective vor admite, vor permite deschiderea secțiilor de votare, cel puțin autoritățile, guvernul, CECU, Comisia Electorală Centrală, va insista să fie numai puține secții de votare, cum a fost anterior. Eduard Cibotari, care va fi logo-ul dumneavoastră în buletin de vot, domnul președinte? Eduard, o să vedem. Mai este timp. Muncim în direcția asta. O să fie o surpriză. Ștefan Barcari, ați venit în campanie electorală cu promisiunea în ceea ce privește lupta corupție. Care sunt rezultatele? Câți policieni, procurori, judecători ați băgat la pușcărie? Ștefan, noi putem să facem o totalizare pentru 4 ani, dar eu cred că ea nu va fi relevantă, pentru că până în iunie anul trecut noi am avut un regim oligarhic. De fapt, lucrurile au început să miște din luna iunie anul trecut, după ce am reușit, inclusiv prin implicarea mea personală, să dăm jos regimul oligarhic. După aceea lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat spre bine. Și noi ne mișcăm mai departe și o să vedeți din ce în ce mai multe rezultate. Doinița Andorosov. Indemnizarea de 900 de lei oferiți numai pensionarilor? Doinița, indemnizația de 900 de lei la 1 octombrie va fi oferită pensionarilor care au mai puțin de 3.000 de lei salariu. Pensionarilor și alte categorii care primesc ajutor de la stat, ajutor social de la stat. Adică nu e vorba de angajați, e vorba de diferite categorii a păturilor social vulnerabile. Alex Коваль. Когда откроют границу с Россией? 25 сентября, Формула-1, Сочи, весь мир летит в Сочи. А мы что хуже? Кому что? Алекс, я очень надеюсь, что побыстрее открылись границы с Россией. Не для Формулы только. Конечно, это тоже очень важно. Но важно для наших молодых людей, которые являются студентами, либо учениками в различных российских вузах, либо школах. Они сейчас, к сожалению, не могут туда выехать. Мы ждем в первом этапе решения для них. И как только у нас снизится количество инфицированных, я надеюсь, что Российская Федерация снимет эти ограничения. Валентина Почитарь, да? Домнули пришлите, буна зива. Амла для вас вантребари, ругаминте пропунили. Фетица и студента Румынии. Деграбы требуются плечи ланвенцемент к тот багажу. Tot timpul practicăm ca să o ducă cineva cu mașină. Acum, din cauza pandemiei, și anume pentru că la întoarcerea șoferului de România ar trebui să stea în carantină acasă. Nu acceptă nimeni rugămintea. Nu s-ar putea lua careva decizie pe o perioadă de câteva zile cu date precise, ore precise, ca să fie anulată izolarea în perioada când trece să meargă copiii în România la învățământ. Există această problemă. Eu ieri am discutat cu doamna ministru, doamna Dumbrăveanu, apropo care ieri a avut o prestare excelentă profesionistă în Parlament, la fel ca și domnul Pușcuță, vreau să felicit și mă bucur că avem astfel de profesioniști.
în actuala garnitură guvernamentală. Am discutat ieri și încercăm să găsim o soluție, doamnă Valentina, și cu această ocazie o să-i transmit această rugăminte doamnei ministru. Iurie Proslav, rog să ajutați de ce studenții moldoveni se pot întoarce Federația Rusă la studii. Rog să luați în seamă. Iurie, am spus puțin mai sus. Noi așteptăm. Săptămâna trecută trebuia să fie o decizie. Așteptăm săptămâna aceasta să fie o decizie pentru cetățenii tineri moldoveni care trebuie să meargă la studii în Federația Rusă. Ana Gainaciuc, au trecut 4 ani și s-a schimbat domnul președinte. Ana, pot să vă transmit raportul de activitate a președintelui pentru 4 ani. O să vedeți multe lucruri bune ce am reușit să le facem. Evident că unii nu sunt mulțumiți. Aceasta este democrația. Nu poți fi toți mulțumiți, dar eu cred că marea majoritate a cetățenilor apreciază ceea ce am reușit să facem în această perioadă. Recunosc, nu am reușit tot. Nu am reușit. Recunosc că am făcut greșeli. Dacă oricare om a făcut greșeli. Știind că face greșeli. Recunosc că m-am schimbat, eu am menționat, eu consider că m-am schimbat mult în această perioadă. Am devenit mai echilibrat, mai liniștit, nu atât de categoric. Dacă eu umblam pe 4-5 ani, urc aici în fața Parlamentului, cu științei, cu drapele, cu așa mai departe. Acum am devenit mai echilibrat. Și eu cred că lucrul ăsta e bine. Așa trebuie să fim președintele Republicii Moldova. În opinia mea. Dar decizia îți va aparține vouă atunci când veți lua decizia pe cine votați pe data din 1 noiembrie. Eu sper mult pe susținerea dumneavoastră. Nu fac apel la vot pentru că se interzice, încă nu este campanie electorală. Eu vă mulțumesc pentru întrebări, stimați prieteni, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă urez sănătate și zile libere, weekend plăcut, alături de cei apropiați. Sănătate!